Fiți binecuvântați, dragii mei! Aș vrea să citesc câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu ca să fie o hrană pentru sufletul nostru și îmi doresc ca de fiecare dată când aleg câte o temă sau aleg câte un psalm să fie potrivit pentru sufletul nostru. Astăzi am ales câteva versete frumoase în care Domnul Iisus Hristos ne învață cum să ne rugăm. De fapt, noi nu știm de multe ori cum să ne rugăm, cum să ne adresăm la Dumnezeu, cum să strigăm, cum să cerem anumite lucruri de la Dumnezeu. Și această carte ne învață cum să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Și spun acest lucru pentru că Dumnezeu nu se uită cum ne uităm noi de multe ori, că suntem baptiști, penticostali, ortodoxi, catolici sau eu știu ce fel de religie avem. Domnul Iisus Hristos nu se uită la aceste lucruri. Domnul Iisus Hristos se uită la inima ta pentru că te iubește și din dragoste a venit pentru tine și pentru mine. Ioan 3:16 spune clar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De aceea eu cred că la Dumnezeu putem să ne adresăm prin rugăciune și putem striga spre Dumnezeu în rugăciune. El vrea inima ta și vrea inima mea. Și de aceea am ales rugăciunea domnească în care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat cum să ne rugăm. Aș vrea să citesc aceste versete pentru sufletul nostru și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, în cuiețușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință înainte ca să îi cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Și ascultați mai departe. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea înțelepciune și să ne ajute să ne adresăm lui Dumnezeu așa cum este El. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat, este un Dumnezeu care este plin de slavă, plin de frumusețe și vrea să ne adresăm în rugăciune așa cum ne învață El. Dumnezeu să vă binecuvinteze, prea iubiților, și nu uitați că Domnul Dumnezeul nostru stă sus pe tron și face tot ce vrea. Și tot ce face El este desăvârșit. Să aveți un weekend binecuvântat și o săptămână de asemenea.